am de spus multe pentru cine are să asculte. Invit aici alături de mine pe domnul Bombonel. Cum se cheamă? Oh my God! Oh my God! Din... Bobo, pe Bobo, da? Bobo, Bobonete, Bobo. Da? Nu am cum să refuz un om. Un om care a venit cu atâta bunătate, ne vorbește de Dumnezeu, de Iisus, de asta. Ce poate să mi se întâmple? Corect. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Oh my God, mi-e frică. Salut! Bine ai venit la România au talent. Namaste. Namaste și ție. Adică, venit acest salut... Cât trebuie să stau, zi-mi, Alexandru. Atât, ajunge. Acest salut venit din limba tibetană este un salut al călugărilor tibetani. Da. Și se traduce în limba română în următorul... Hai să ne concentrăm un pic, să și auzim, vă rog. În următorul fel. Deci eu aici nu cum vorbesc... Cum se traduce? Nu vorbesc, nu fac miștouri, nu fac glume, nu fac divertisment. Sunt lucruri foarte divine. Păi mai prins bine pe mine, că eu nu mă serioase. Ocup cu asta. Păi trebuie să vă ocupați și cu așa cu divertismentul? Ceva. Cu divinitatea. Deci, repet. Namaste se traduce motamo în limba română în felul următor. Divinul din mine salută, respectă și iubește divinitatea din tine. Dar ce te faci cu mine dacă eu sunt cu extraterestri, cu alte zone? Adică dacă nu credeți în Dumnezeu sau ce? Nu știu, cred în Dumnezeu, dar poate nu cred ca tine. Haideți să dăm un exemplu. Unul dintre cei mai mari atei ai istoriei omenirii, pe nume Blaise Pascal. Stop! Preiau cuvântul? A zis așa: dacă aleg să cred în Dumnezeu, iar la finalul vieții se va dovedi că Dumnezeu nu există, n-am pierdut nimic.